uomini felici. Vreau să mă filmez când am mâncat ciorba cu bețe. Iată-ne la sfârșitul celei de-a patra zi. Iar am mers așa. Bine, avem 10 ore când suntem plecați de acasă, cu tot cu mese, cu tot ce am mai stat pe câte o bancă, avem aproape vreo 9 ore de mers în continuu. Am avut o singură masă. Mese a avut ea poate. În fine, aici în spatele nostru este mall-ul unde mai mâncăm noi de obicei. Adică deja e un obicei. Când deja mănânci a treia oară într-un loc, aș putea spune că e un obicei. Adică, iată un nenic simpatic. Da? Și acum mergem spre strada Wang Fung Jing. Celebră cu dăbățu. Celebră cu bățu, iată. Și cu scorpionii pe băț. Și... Cristi, mănânci un scorpion azi? Nu. Erau vii. Un gândac? Cumpăr așa pe așa ceva, nu. Arătă... Un ciolan? Nu. A, știu. Ciolan aș fi încercat. Deci dacă... deja ai trei lucruri la care m-ai refuzat, al patrulea trebuie să-l mănânci. Știi la ce mă refer, nu? Nu. Hai că știi. Nu știu. Stin chitoful. Nu pot să mănânci așa, o pute de la un kilometru. Cum să mănânci așa ceva? Trebuie să fii nebun. Ea e o travă, nu e mâncare. Bine. Mergem atunci în continuare? Mergem în continuare să mâncăm ceva delicios despre care credem că e pui. Dar nu prea are gust de pui, n-aduce deloc ca pui. Da, ți-a zis că-i vacă, nu că-i pui. Puiul era ăla de la Marele Zid. Păi nici ăla de la Marele Zid nu era pui. Iată în jurul nostru, ce drăguț, lumini, oameni, taxiuri, mașini. Aici e o zonă de mall-uri și de clădiri de birouri. Pule cu crevete. Ce faci, Luc? Ce mănânci? Mi-a acolo. Ce mănânci? Creveți. Mi-a zis acolo, de ți-ai luat bătul. De aici mi-am luat bățul. This is the bățul. Mergem să mai mâncăm ceva. Ce n-aveam?